Salutare dragilor! Bine ați revenit pe canalul de YouTube Meth Academy. Numele meu este Raluca și astăzi o să îți explic cum să rezolvi o integrală polinomială. Adică o integrală care are numărătorul, adică cel de sus, de o putere mai mare decât cel de jos. Practic va trebui să facem împărțirea polinomelor. Ca să te ajut o să-ți las în jos un link cu împărțirea polinomelor. Dacă îți plac clipurile mele, nu uita să dai un like și un subscribe și bineînțeles să le dai clipurile și colegilor tăi ca să învețe și ei. Acum, haideți să vedem cum stă treaba cu integrala asta polinomială. Avem o integrală de la 2 la 1 din x la, la 3 plus 2x pătrat minus 6x plus 1 totul supra x plus 3. Venim și facem împărțirea polinomelor, adică numără totul îl împărțim la numitor. Și vom avea x la a 3 -a, plus 2x pătrat, minus 6x plus 1, de împărțit la x plus 3. x la 3 împărțit la x ne va da x la 2, x la 2 îl înmulțim cu fiecare termen deasupra lui, iar apoi când îl scriem în stânga, îl scriem cu operație opusă. x la 2 ori x ne dă x la 3, iar aici vom scrie minus x la 3, x la 2 ori 3 ne dă 3x la 2, iar aici voi scrie minus 3x la 2. Acești doi termeni se duc și apoi vom avea minus 1x la a doua minus 6x plus 1. Apoi, minus 1x la a doua împărțit la x ne va da minus 1x. Minus 1x înmulțit cu x ne dă minus x la a doua, iar apoi aici voi scrie plus 1x la a doua. Pot să scriu 1x sau pot să scriu decât x. Este același lucru. Apoi minus 1x o, o 3 ne va da minus 3x. Iar aici voi scrie plus 3x. Apoi vom avea minus 3x plus 1. Minus 3x împărțit la x ne va da minus 3. Minus 3 mulțit cu x ne dă minus 3x. Iar aici voi scrie plus 3x. Minus 3 o 3. Minus 9. Iar aici voi scrie plus 9. Ce înseamnă că ne va da apoi. Asta este câtul. Asta este împărțitorul. Iar acesta este restul. Și noi, dacă avem integrală din. iar asta este de împărțitul. Dacă avem integrală din de împărțit supra împărțitor, este egală cu integrală din cât plus rest supra împărțitor. Bineînțeles, de x. Poți să-ți notezi și formula aceasta ca să nu o uiți. Iar acum, avem câtul acesta și implicit ne va da integrală de la 0 la 1 din x pătrat minus x minus 3 plus rest, adică 10, supra împărțitor adică supra x plus 3 dx. Acum o să șterg partea de jos împărțirea polinomelor. Am șters și formula, sper că ai notat-o. Iar acum voi veni și voi aplica integrală pe fiecare termen. Și voi aplica formulele de bază de, de la integrală. Și vom avea integrală de la 0 la 1 din x pătrat de x minus integrală de la 0 la 1 din x de x minus integrală de la 0 la 1 din 3 de x plus 10 integrală de la 0 la 1 din 1 supra x plus 3 de x. Integrală din x pătrat ne va da x la a 3 a pe 3, bară de la 0 la 1, minus x pătrat pe 2, bară de la 0 la 1, minus 3x bară de la 0 la 1 plus 10 ori ln din modul din x plus 3 bară de la 0 la 1. O să scriu aici în dreapta și formulele. Integrală din x la puterea a de x este egal cu x la a plus 1 totul supra a plus 1 plus c. Acest plus c se pune întotdeauna când integrala nu are capete, adică nu are acele numere sus și jos. În cazul de față, observăm că integrala noastră este una definită, adică are capete, deci nu vom mai pune acel plus C. Apoi am mai folosit formula integrală din constantă, adică din număr de x este egal cu constanta ori x plus C, și integrală din 1 supra ax plus b de x egal cu ln din modul din ax plus b, totul supra a plus C. Practic, meu este coeficientul lui X, adică meu este 1 și nu am mai pus acel supra 1 pentru că împărțirea la 1 nu-mi schimbă cu nimic rezultatul. Iar acum voi veni și voi înlocui cu capetele. Întotdeauna când înlocuiesc cu capetele unei integrale, se înlocuiește termenul mai întâi cu capătul de sus minus înlocuirea la capătul de jos. Adică vom avea 1 la puterea 3 pe 3 minus 0 la 3 pe 3 minus recomand folosirea parantezelor ca nu cumva să uiți să schimbi un semn. Cel mai sănătos și cel mai ok este să pui la fiecare înlocuire parantezele. După ce ai scăpat de responsabilitatea înlocuirii, vii și te gândești. Ce semn avem aici? Avem minus, deci schimbăm semnele. Avem plus, deci nu schimbăm semnele. 1 la a doua pe 2, minus 0 la a doua pe 2, minus 3 ori 1, minus 3 ori 0, plus 10 ln din modul din 1 plus 3 minus 10 o să mut integralele acestea nu o să le mai mut că nu se selectează minus 10 ln din modul din 0 plus 3 și va fi 1 pe 3 acest termen cu 0 pot să nu-l mai scriu, minus 1 pe 2, minus 3, plus 10 ln din 4, minus 10 ln de 3. Aici, ca să pot să calculez primii doi termeni, va trebui să-i aduc la același numitor, amplific cu 2 și cu 3, și ne va da 2 pe 6, minus 3 pe 6, minus 3, plus 10 pe lângă ln din 4 minus ln de 3. Practic, ln-ul este logaritmul natural și la scăderea doi logaritmi se face fracție din argumente. Adică aici ne va da ln din 4 pe 3. Apoi, mai departe, aici va trebui să amplific un 6, pentru că este minus 3 supra 1. Și ne va da minus 1 pe 6, minus 18 pe 6, plus 10 ln din 4 pe 3, și va fi egal cu minus 19 pe 6 plus 10 ln din 4 pe 3. Și am obținut rezultatul integralei mele. Dacă ți-a plăcut clipul de astăzi, nu uita să dai un like și un subscribe și bineînțeles să-i trimiți și colegilor tăi. Ne vedem data viitoare!